Caz șocant în comuna Stoienești. O tânără de 24 de ani, de origine lituaniană, și-a ucis în bătaie copilul de doar 2 luni. Femeia a zdruncinat-o pe copilă pentru că plângea până când a constatat că nu mai respiră. Un membru al familiei a sunat imediat la ambulanță, însă personalul medical sosit la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul. Tânăra a fost reținută de poliție, ulterior cazul fiind preluat de parchetul Olt. În cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Olt au luat măsură reținerii față de o persoană de sex feminin de origine lituaniană pentru infracțiunea de omor comisă asupra unui membru al familiei, motivat de faptul că în după amiază zilei de 4 iunie, în timp ce se afla în locuința sa din comuna Stoienești, județul Olt, a exercitat acte de violență asupra fiicei sale în vârstă de 2 luni, căreia i-a aplicat lovituri prin zdruncinare, situație în care s-a produs un hematom subdural prin lovirea creierului de oasele bazei craniului și de asemenea fractură de coloană ca urmare a hiperextensiei la nivelul coloanei. Femeia locuia la Stoienești cu bebelușul pe care l-a omorât și celălalt copil al său, în vârstă de 3 ani. Era în grijă cumnatului, întrucât soțul este plecat la muncă în străinătate. Cazul a intrat și în atenția protecției copilului Olt. Potrivit reprezentanților instituției, bebelușul a fost în pericol de moarte și în luna mai, când a ajuns la spital. În 14 mai am avut o sesizare din partea Spitalului Județean Slatina că au internat o mamă cu un bebeluș, posibil abuz, transmitându-ne în același timp că au făcut o adresă către poliție și mama cu bebelușul vor fi transferați la Spitalul Marie Curie din București. Mama agresivă a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Cazul este monitorizat în continuare de cei de la protecția copilului. Vom continua și noi cu o evaluare a cazului și cu părere de rău vedem măcar pentru copilul minor să vedem care este situația. În acest moment minorul de 3 ani este la bunică, din câte am înțeles revine și tatăl săptămâna viitoare. Pentru fapta sa, tânăra riscă până la 25 de ani de închisoare.